Mărișor, pui de acolo. Azi este a doua zi a zilelor porților deschise a școlii gimnaziale Teodor Mureșan. Ieri am avut ziua porților deschise la clădirea de pe Mariciu, iar azi avem ziua porților deschise de la clădirea de pe strada Rațiu, în intervalul oral 12:17. Ziua porților deschise în unitatea noastră școlară este o tradiție. Este foarte important ca viitorii elevi a claselor pregătitoare să ne viziteze școala, viitoarea clasă, de asemenea le stăm la dispoziție părinților, unicilor, dacă au anumite întrebări. În acest an școlar, ca o noutate, avem after school. Acest after school a fost cerut de către părinți. Unitatea noastră școlară este foarte bine dotată, are o bază materială foarte bună, dar, în primul rând, niște cadre didactice foarte bine pregătite. Școala noastră oferă tot ceea ce este necesar pentru o educație optimă. În legătură cu înscrierea, ca membru al comisiei de înscriere, vreau să comunic părinților că este foarte important ca în perioada 27 februarie 16 martie să vină să se înscrie, indiferent de circumscripția din care fac parte. În aplicația informatică există opțiune de întoarcere la școala de circumscripție în cazul în care, în situația în care, la școala în care s-a înscris nu mai există locuri libere. Îi așteptăm cu drag pe părinți, cu documentele pe care le-am indicat pe site-ul școlii, copie după buletinul de, după cartea de identitate și original, copie după certificatul de naștere și original, plus pentru copiii născuți între 1 septembrie și 31 decembrie, documentul care să ateste pregătirea, nivelul psihosomatic pentru înscriere în clasa pregătitoare. Vă așteptăm cu drag de dimineață de la 8 pentru înscriere până după masă la ora 18. Și inclusiv la clădirea și inclusiv sâmbata până la ora 13. La întrebările frecvente adresate de către părinții care ne vizitează școala, în perioada zilelor porților deschise, cu colegele, doamne profesor învățător, dacă doriți. În legătură cu întrebarea dacă se face în limba străină, da, se face în limba engleză, chiar din pregătitoare. Programa școlară se va face comunicare în limba română, matematică și explorare mediului, educație pentru sănătate, dezvoltare personală, muzică și mișcare. Cel mai mult copiii vor face aceste discipline prin joc și prin muzică. Vor învăța mult cântecele și vor face multe arte vizuale. Da, părinții au întrebat și despre programul after school. Le-am explicat, se va desfășura. Unii vor cu masă, unii fără masă. Și colegele toate să ne înțelegem foarte bine, să colaborăm ca activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții. Vă așteptăm cu drag să vă scrieți la școala noastră.